Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o etalare generală pentru 2020. Pentru cei care vreți să vă alegeți destinul și să manifestați ceea ce vă place, ceea ce vă place. Am povestit în prima parte, puteți să vă duceți acolo și să alegeți setul de cărți. În această înregistrare voi etala numărul 3 și 4, ca să știți. Eventual mergeți în prima parte și alegeți-vă setul de cărți și eventual ascultați eu știu sfaturile mele referitor la cum ați putea să manifestați anul care vine. Deci setul de cărți numărul 3. Mai amestec o dată. Oare ce am văzut am văzut. 6 de cupe. În setul de cărți am văzut 6 de cupe. Unii dintre voi sunteți într-o relație un suflet pereche dintr-o altă viață, o relație foarte profundă, telepatică. Am văzut și doi de cupe, da. Confirmă faptul că sunteți în această relație foarte emoțională cu cineva. Ia uite, ce-a sărit? Ce-a A sărit, a sărit o carte. Ia, am vorbit de apă, am vorbit, da veți simți dragostea, cel puțin în acest an, dacă n-ați simțit-o până acum, valerul de cupe. Ori voi vreți să vă exprimați emoțiile, ori așteptați ca cineva să-și exprime emoțiile. Dar sfatul meu este să vă exprimați voi emoțiile, pentru că momentul care e și îndrăgostiți, momentul care oferiți, cu siguranță că veți și primi. Wow, ce frumos! Îndrăgostiți! Ia, e o poveste de dragoste pe care o veți trăi în acest an. Poate într-un mod mai emoțional decât de obicei. Setul de cărți numărul 3 2020. Hm. Hm. Interesant, interesant. Ia să vedem. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Câte o carte pentru fiecare lună iulie. August, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Hai să vedem. Deci, ianuarie. Să vedem cărțile Interesant. Februarie. Martie. Wow. Aprilie. Wow. Mai. Iunie. Iulie. August. Wow. Ce frumos. Wow. Septembrie. Octombrie noiembrie și vai, decembrie. Ce frumos! Eu cred că aici e vorba de o poveste de dragoste. O să încerc să vorbesc și despre altceva. Că poate nu toți experimentați o poveste de dragoste, dar sigur majoritatea dintre voi experimentați o poveste de dragoste. În primul rând, cineva își blochează își blochează sufletul și creează o situație toxică. Cel, cel puțin, așa cum arată aici, s-a creat o situație toxică din cauza că nu s-a exprimat ceea ce se simte, ceea ce... vrea să ține secret o persoană emoțiile, vrea să și le ține secret. În fine. Și din cauza asta se creează blocaje. Sau s-a creat. Oricum, în ianuarie, aveți doi debute. E drăguț. Începeți ianuarie cu un moment în care vă setați viitorul. Și e grozav. E un semn de foc, dar trecând peste faptul că reprezintă semnul berbecului, săgetătorului sau al leului. Trecând peste asta. Este un moment de, foarte important în care alegeți o bâtă nouă, o direcție nouă, care vă dă Puterea, sprijinul, vă inspiră să vă creați o nouă lume. Lăsați bătele amputate, lăsați relațiile încercate și răsîncercate. Alegeți ceva nou. Că este o relație, că este o persoană, că este o direcție la locul de muncă sau pur și simplu. O nouă direcție în viața voastră variază de la unii la alții. Alegeți ceva foarte important. Wow! Priviți, vai ce frumos! Începeți acest an, în ianuarie, privind viitorul dintr-o altă perspectivă. Eventual, privind în urmă, vă dați seama că tot ce ați trăit până acum. Nu vă reprezintă, nu v-a făcut plăcere și vreți să vă creați. Ce frumos! Lumea voastră! O nouă lume! Frumos, frumos! În februarie! În februarie! Aveți semn de aer! Variază de la unii la alții! Oricum, e semnul vărsătorului! Probabil se va manifesta într-un anume fel, da? Patru de spade. Gemeni, vărsător, balanță, dar nu e obligatoriu să fie nimeni în semnul aerului, da? Dar, repet, variază de la unii la alții. Poate va trebui să intrați într-o perioadă de meditații. Să vă gândiți la toate durerile, toate dezamăgirile, toate problemele prin care ați trecut, la toate rănile pe care le-ați simțit, la toate jignirile pe care le-ați auzit sau eu știu ce alte situații, variază de la unii la alții. Eu în februarie zic că o să stați mai mult și o să vă gândiți și o să vă conectați la spiritualitate, la biserică. Știu, biserica înseamnă religie, nu da, e primul pas către spiritualitate, da? De fapt, nu chiar primul. Vă conectați la îngerii voștri. Patru energie stabilă. Vreți să vă stabilizați mental, da, în februarie simțiți nevoia să vă echilibrați, da, să vă stabilizați gândurile și să înțelegeți de ce ați trecut în anii anteriori prin una și alta ca să puteți să manifestați ceea ce vă puneți ca și intenție în ianuarie. Ceea ce alegeți să creați în ianuarie. Ce mai Mai e un pic? Da? Poate unii dintre voi, dar nu intrați în panică. Veți avea în preajmă pe cineva mai bolnăvior. Va trebui să aveți grijă de ei, că văd regina de cupe, da? Având grijă de cineva bolnăvior? Sau voi? Nu știu, poate răciți, nu intrați în panică, poate răciți, stați la paci, trebuie să luați pastiluțe, să faceți injecții, că sunt săbii, da, sunt ace, faceți injecții, variază de la unii la nu intrați în panică. Dar, trecăm peste această posibilitate, că vorbea iarnă. domnilor și doamnelor, toată lumea mai răcește, mai face o, câte o gripă, poate stând acolo bolnavior, începi și vă gândiți la una și la alta și e bine. Pentru o carte a echilibrului mental. A echilibrului mental. Pentru că după ce vă treziți, după ce vă faceți bine, luați această sabie a dreptății și manifestați cel puțin așa. A după cum arată cărțile, începe să se manifeste ceva frumos. În martie, semnul peștilor, da, e regina de cupe. Ora aveți pe cineva în semnul peștilor și a apărut regina de cupe chiar în martie. E, și vă întâlniți îi faceți un cadou, vă face un cadou, vă invită la o prăjitură la o masă sau îi invitați, sau îi invitați poate bărbat, da? Regina de cupe, chiar în martie. Bă, nu că cineva peștișor. <sighs> și chiar dacă nu este o persoană, vă analizați emoțiile, pentru că sunt două luni, ianuarie și februarie, în care încercați să vă transformați viața. Pasională, mentală și emoțională. Și dacă reușiți să faceți, și se pare că reușiți, aduceți în viața voastră, atrageți dragostea, într-un fel sau altul. E cartea. E o carte foarte emoțională. Poate unii dintre voi vă hotărâți să nu mai oferiți cupa oricui, în cazul în care ați făcut-o până acum, și cupa înseamnă foarte multe. Din punct de vedere anatomic, înseamnă multe și pentru femei și pentru bărbați. Dar, cum va poate să însemne și sufletul vostru, să nu vă irosiți dragostea în relații care nu vă cresc. Da? Și simțiți în martie nevoia să împărtășiți această dragoste adevărată cu cineva. Dacă nu e vorba de dragoste, dacă nu e vorba de persoană, regina de cupe vindecă. Ori vă întâlniți cu cineva care vă vindecă, ori voi începe să vă vindecați pe voi și să aveți mai multă grijă de emoțiile voastre, să, să alege să simțiți, să simțiți, nu să gândiți. Ați făcut alegeri pasionale, ați analizat mental și acum în martie începe să simțiți altfel lucrurile. Dar foarte posibil pentru unii dintre voi să fie totuși o persoană în semn de apă în, în joc, în poveste, sau o persoană emoțională, sau o persoană care are dragoste profundă față de voi. Repet, variază, tot, totuși doar o carte pentru o lună. Nebunul, în aprilie, chiar e potrivit pentru acest început de an, de fapt. Știți că anul începe în aprilie este un Uranus, un Marte, un berbec nebun, hotărât să înceapă ceva. Bine, nu trebuie să fiți berbeci, musai. În aprilie veți simți nevoia, nu musai să riscați, să o luați de la zero, pentru că v-ați făcut temele. Repet, emoțional, mental, pasional, v-ați analizat bine și în aprilie doriți, aveți credință, aveți încrederea că sunteți pregătiți să o luați de la zero într-o direcție, eventual emoțională, cu regina de cupe. Variază de la unii la alții. Poate cineva, un prieten, să vă susțină, dar probabil că da. În aprilie, soarele acela de, de primăvară vă dă mai multă încredere, vă dă mai multă energie, da? E galben, e plin de energie nebunul ăsta. Poate. Vă îndrăgostiți nebunul și regina de cupe, da? poate să fie și o stare de îndrăgosteală. Și când suntem îndrăgostiți, facem nebunii, nu? Facem nebunii. Dar unele nebunii ne duc către ea ca ce, către ce? Către dragoste adevărată, către împlinirea dorințelor. Ce frumos ați ales! Aș fi rușa să aleg o de cărți. Nu știu de ce n-am ales. Ar fi trebuit să-l aleg pe ăsta. Da. În mai, am zis, 2 de băte, iar doi. iar apare doi. iar apare nevoia de a vă echilibra, eventual financiar. O luați de la zero, într-o poveste, într-o direcție, dar trebuie să vă echilibrați financiar și emoțional un pic, pentru că există multe, multe emoții în această poveste, în această situație pe care o veți începe la un moment dat. Poate trebuie să vă echilibrați viața profesională cu viața sentimentală, pentru că unii dintre voi, unii nu toți, la un moment dat veți dori să vă căsătoriți. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Acum, de la dorință la putință, vedem când va fi etalarea pentru iunie. Dar iunie e o lună bună pentru căsătorii, din câte mi-aduc aminte. Oricum, în mai vreți să vă echilibrați financiar, să alegeți în cine să investiți. Aha, în cine să investiți. Bănuiesc că în această poveste, pentru că apare justiția. Poate unii dintre voi trebuie să alegeți între două persoane. Chiar dacă începeți în ianuarie, februarie și vă gândiți, poate alegerea finală va fi prin mai, iunie, în iunie. Vă separați de cineva. Vă separați de cineva și alegeți și începe să manifestați acest început da, pe care l-ați gândit prin aprilie, posibil. Justiția vorbește despre echilibru, balanță. Poate cineva în semnul balanței va fi în viața voastră. Poate un avocat, o avocată. Vă ajută să vă separați, să, să vă setați odată, domnilor, doamnelor, pe ceea ce trebuie, da? pe această dragoste sau această vindecare, da? transformarea voastră, o nouă viață, zero, luați de la zero, într-o direcție. Justiția. Dacă nu-i separare, posibil, posibil pentru unii dintre voi să poate vă logodiți, poate vă gândiți, sau e doar un gând, da? Că v-ați căsători. Justiția înseamnă și Actele acelea semnate la primărie, nu? Iulie. Valetul de spade. În iulie, poate un semn de aer să vă spioneze pe unii dintre voi. Gemen, balanță sau scorpion. Sau dacă nu-i semn de aer, cineva să încerce să vă spioneze. În cazul în care vreți să o luați de la zero și a trebuit să setați, să vă setați, să alegeți între două persoane, poate o persoană din trecut care încă mai caută în viața voastră. Poate sunteți voi. Încercați să studiați și să comunicați despre echilibru, despre creștere, despre emoțiile pe care le simțiți. Dar comunicarea asta este un pic cam superficială, varetul de spade nu e o persoană foarte matură. Cel puțin cum comunică, nu comunică foarte matur. Poate în spate să fie o regină, un rege, nu contează, dar felul în care comunică nu e prea Chiar dacă e inteligent, esteți, e glumeț, unor poate mai dă și cu în baltă, mai spune și ce nu trebuie, dar nu e o comunicare prea grozavă. Posibil să fie nevoie să comunicați, să studiați ceva pe Google. Pentru mine e genul de studiu pe Google. Să auziți bârfe. Valetul aduce și bârfe, valetul de spade. Aveți grijă să nu bârfiți voi, că nu-i frumos. Dar dacă auziți bârfe, lăsați-le în spate. Dacă cineva vă spionează, who cares? Who cares? Pentru că în august, mi se pare foarte potrivită carta pentru august. Împărăteasa vă simțiți împărați împărătese. Împărăteasa e varianta feminină a împăratului. Evident că puteți să fiți bărbați și să vă simțiți ca o împărăteasă, adică generoși. Împăratul nu este musa, o energie generoasă, este protector. Este echilibrat, financiar, mental, la la la. Dar nu dă pe tine afară de generozitate și atunci, chiar dacă sunteți bărbați, puteți manifesta această energie generoși, iubitori e foarte asemănătoare cu regina de cupe. Dorește să hrănească, să-i hrănească pe cei din jur. Cu toate câte sunt în luna august este mai ușor. În martie e greu să hrănești. încă e zăpadă, încă nu prea sunt fructulițe, dar aici flori, fructe, e frumos, e frumos. Poate în august aveți ori pe cineva în semnul balanței pentru unii dintre voi care apare în iunie. Ori în semnul taurului, apare deja în mai cineva, da, mai, zodia taurului. Așa că este Venus. Poate în martie, poate aceeași persoană, dar este martie, da? Regina de cupe. Oricum, energia asta e foarte frumoasă. Este o creștere emoțională, financiar, în cazul în care ați avut de echilibrat în justiție niște chestiuni financiare, da? Dacă ați avut probleme de sănătate în februarie, în august, simțiți că pf, deja înfloriți, l-ați și uitat problemele. În august și septembrie, pui, ai, până la sfârșitul anului, tot o poezie, tot o bucurie, creștere, creștere. Pentru că ia ca în, fe... în septembrie, în septembrie, deja aveți fericire maximă. Eu cred că unii dintre voi vă veți căsători. Acum depinde, variază de la lună la lună, A, așa, 10 de cupe. Oricum, veți da pe din afară ce să mai da atâtea emoții. Veți intra într-o stare de visare de ca și când sunteți pe un alt pământ, e mare lucru în 2020 să simțiți aceste lucruri. Această energie, hai, ai, este minunat pentru că e un an foarte provocator și dacă voi aveți această energie spre sfârșitul anului, e grozav. Probabil pentru că vă faceți temele acolo la sfârșit de an, ianuarie, februarie, da? Eu cred că genul, aceste, genul de oameni care au ales aceste de cărți lucrează. Dacă n-au început de mai mult timp, lucrează cu ei la începutul anului ca să manifeste. Păi, steaua în decembrie 2020. Steaua. Super. Aș fi vrut aceste de cărți. Deci în februarie bucurie maximă. Repet, unii dintre voi s-ar putea să vă căsătoriți. Să puneți bazele unei relații să luați de la zero și să simțiți că a crescut și că sunteți cu cine trebuie, cu sufletul vostru pereche. În octombrie, în continuare, dați pe din afară, simțiți că aceasta este o dragoste adevărată și cu această dragoste, în acest context, în această situație, ce sunteți voi, ce veți fi voi, vă veți vindeca. Mm -hmm. Pentru că asul de cupe nu înseamnă mult să ai o nouă dragoste. Este dragoste, este interesant că vine chiar sub nebun, da? Simțiți că a meritat să riscați la un moment dat. A meritat. Cine v-a oferit sau cui ați oferit dragostea a meritat pentru că vă vindecați. Și voi îi vindecați pe ei și ei vă vindecă pe voi. Dacă e vorba de boală, iar vorbește despre vindecarea această carte. Dar oricum simțiți că aceasta este o dragoste adevărată pe care ați așteptat-o, ați meritat-o, o meritați și vă bucurați de ea, s-ar putea acest as de cupe să... Să fie și un, un download, download emoțional pe care îl primiți de la divinitate la sfârșitul anului. În noiembrie, pasiune mare, în noiembrie este zodia scorpionului, ceva se pune în casa voastră, în planeta voastră, casa voastră a scorpionului și manifestați multă pasiune. Dorințe sexuale foarte intense, foarte extravagante. Poate pentru unii să fie un semn de foc, dar nu e obligatoriu. Eu cred că sunteți voi după atâtea emoții, Începe să manifestați și pasiunea într-un mod sexual, într-un mod creativ. Poate călătoriți, unii dintre voi, posibil, să mergeți într-o lună de miere sau într-o căsăt căsătorie. Călătorie, da? Dacă v-ați căsătorit, simțiți nevoia să călătoriți. E un semn care. semnul săgetătorului mai degrabă sau al berbecului, dar vorbește despre călătorii. Până în Egipt. Poate unii călătoriți în Egipt. În fine, nu e obligatoriu. Oricum, e o energie pasională, creativă, plină de sexualitate. Scorpion. Și în decembrie, dragii mei, aveți steaua. Ce poate fi mai frumos, domnilor? Împărăteasa, 10 de Cupe, Asul de Cupe, Regina de Cupe, Nebunul, Justiția... Și la final, steaua, la finalul 2020, steaua este nemaipomenit, vindecare emoțională, împlinirea tuturor dorințelor. Pua, ce aș fi de aceste de cărți. Împlinirea tuturor dorințelor. Ați prins steaua în mână și eventual o manifestați în viitorul pe care vi-l creați. Da? Vi-l creați în această perioadă și pe care îl riscați la un moment dat. Dar e minunat, este minunat. Ce pot să spun mai mult? E doar o carte și aș. Bine, aș mai putea spune, dar. Wow! Steaua! La sfârșitul anului 2020. Sunteți binecuvântați, ce să sunt mai. Sunteți binecuvântați! Și mă bucur pentru voi. Vă pup, trec la următoarea serie. Ok, ăsta e numărul 4. Am revenit cu numărul 4. Hai să mă amestec un pic cărțile. Numărul 4, 2020. Uh -huh. Era m-am amestecat doar așa un pic ca să mă conectez la vibrația voastră. Vedeți? Nu vrea să stea. Numărul 4, 2020. Ce ați ales sau ce alegeți să manifestați în 2020? O să vedem. Repet! Alegeți ce cărți vă plac. Manifestați ce mai frumos. Ianuarie. Februarie. Martie. Aprilie. Mai. Iunie. Ce aș vrea să aleg și eu? Am uitat. Am uitat să-mi și eu. Iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Doamne, ce de fluturaș! Eu cred că vreți să vă transformați. Ați ales setul ăsta de cărți care are doi fluturi. Cred că amândoi vă transformați într-o relație. În fine, care fi? Vai, ce frumos a apărut împărăteasa Gaia! Superb! energia feminină, divină, zeița pământului. Mm. Uf. Uh. A, ah, că vedem până a sfârșit. Uh, vrumi, uh, 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 uh. la sfârșit. Uu, uh, ce frumii, frumii! Mai e frumie. Hmm? Place. Da Am meditat un pic la cartea asta înainte să le amestec. Nu știu de ce. Vai, Fortune. Six. Da, e bine. E de bine. <laughs> e frumos aici. E frumos. E un alt fel de set de cărți. Dar, Sunteți într-o situație în care trebuie să luptați cu concurența sau să luptați cu voi pentru a manifesta această energie feminină divină. Gaia. Ori aveți a face cu o persoană, nu e obligatoriu să fie femeie, poate să fie și bărbat, o persoană care iubește natura, care este creativă, care este. A, atrage abundență, este iubită de plante, de animăluțe, de toate și de oameni și de tot ce în jurul Iubește natura și natura o iubește și Dumnezeu o iubește. Nu știu cine această persoană, dar. Repet, puteți fi voi, poate să fie cineva în preajma voastră, dar pentru care trebuie să luptați un pic, da? să descoperiți dragonul de foc din voi ca să manifestați această energie. Dacă, poate să fie o creștere financiară la locul de muncă după niște bătălii cu concurența, cu invidioșii, da? În fine, trecem. Poate lucrurile astea le-ați experimentat în trecut? Rămâne de văzut. Ianuarie. 5 de manuscrise. Este similar cu 5 de spade. Dar aici este altfel. Și imaginea sugerează același lucru, și dacă așa simt, așa vă citesc. Cinci de spade. Eu cred că cei care ați ales aceste de cărți, rupeți niște contracte. Rupeți comunicarea cu cineva. Iaca! Dacă au fost, în general, cinci de spade, reprezintă conflicte, reprezintă ego. Cei care vor să câștige în orice discuție, în orice situație, da? Și pleacă cu spadele și lasă pe ceilalți răniți. Poate că ați trăit aceste genuri de, gen de argumente, aceste situații și rupeți contractele, rupeți comunicare. Eu cred, fac ce frumos! Eu cred că faceți afirmații, dacă știți cum se fac, de eliberare, nu afirmații în care vă puneți intențiile. Vă eliberați. De cel puțin Cinci situații complicate, că e cinci, da? Eu știu, poate pe 5 ianuarie să fie ceva lună nouă, ce ar putea să fie, încă n-am studiat, dar vă eliberați. Poate de niște contracte la locul de muncă, în viața personală. Te rog frumos să mă lași în pace, da? E o spadă care le taie pe toate. Este intensă imaginea. Și simt că este vorba de o noapte. Da, eu cred că -ți faceți niște eliberări. Ați învățat, dacă nu veți învăța, să faceți niște eliberări. Pentru că urmează, ce frumos, ce set, mă, un set mai interesant. În februarie aveți cavalerul de spade, iar semn de aer. Și aici, gemeni, vărsător sau balanță. Aici, iar gemeni, vărsător sau balanță trecând peste semne, oricine poate fi aici, este o persoană că sunteți voi, variază, repet, faceți ce simțiți voi că trebuie să faceți, dar cavalerul de, spa, de, de manuscris în acest context este un vizionar. Pentru cei care renunțați la tot ce nu va a apri tot ceva, toate contractele, toate persoanele, toate situațiile care nu v-au dat voi să creșteți, deja în momentul în care faceți aceste eliberări, aveți o altă viziune asupra anului care urmează. Sau a ceea ce vreți voi să manifestați, o stare mentală, da? să manuscrise sau spade. Violetul ăsta este, ah, ce frumos, da, vă conectați la al treilea ochi, da, și Vă setați viața într-un mod creativ. Nu știu, acum pe unul văd ca pe o, o chestie foarte creativă, pentru, pentru că e colorat. Mm -hmm. Și dacă reușiți să faceți aceste lucruri, se pare că veți și reuși în 9 de, de, monede, de, da, de monede sau 9 de pietre. Este similar cu părătea, varianta mică. 9 de monede poate să fie și un semn al fecioarei pentru unii dintre voi. Nu este obligatoriu că e 9, e septembrie, da? Poate să fie și semnul taurului și semnul capricornului. Repet, nu e obligatoriu, dar vă zic că totuși e o carte pentru o singură lună. Poate să fie cineva în semn de pământ. Poate sunteți voi, da? Care în momentul în care v-ați eliberat și aveți viziune despre ceea ce vreți să manifestați, începeți să manifestați stabilitate. Financiară, toate pietrele astea sunt baza pentru o casă, pentru o carieră profesională, pentru o relație de lungă durată. Sunteți independenți, da? Probabil în martie plecați către cineva exact ceea ce vă lipsește la această bază. Aveți pasiunea să vă. Eu așa simt, așa vă, vă transmit. Mergeți către persoana lângă care veți avea parte de abundență maximă, de echilibru, de dragoste, de lungă durată. Mergeți către 10 de monede. Înțelegeți? Chiar dacă bate vântul, chiar dacă sunt nori, nu contează. Aveți stabilitate, aveți bază, da? Aveți baza. Uitați ce frumos arată. Și ea se duce către... Bine, că e femeie, că e bărbată, variază, da? Cine aici? Merge către perechea sa în martie. Poate aveți pe cineva născut în martie și mergeți către ei. Poate cineva născut în martie vine către voi. Persoană independentă, cu multe reușite profesionale, încrezătoare. Repet, foarte asemănătoare cu această împărăteasă. În aprilie aveți cavalerul de cupe. Eu am zis, e posibil să mergeți, pentru că dacă mergeți către, sau veniți către, acest personaj. Posibil semn de apă. Oh, sper să reziste bateria. Reușiți să, să, comunicați emoțional cu acest suflet pereche, pe care vi-l atrageți undeva prin mai. Prin mai. Cavalerul de cupe oferă Poezie oferă emoții, dar oferă și pasiune. E o pasiune pe care nu arată de fiecare dată. Are un tigru în, în, în el. E foarte precaut și foarte periculos. Poate să fie și foarte gelos. Dar iubește adevărat. Iubește profund. Poate un scorpion, poate un pește. Pentru unii dintre voi. În mai aveți suflete perechi. Eu zic că vă întâlniți. Vă întâlniți cu acest suflet pereche și vă plimbați împreună și, și s ar putea chiar unii dintre voi să vă logodiți pentru că văd două coliere, vă, nu știu, vă faceți cadou ceva, ori un inel, ori niște coliere să le purtați amândoi să vă aduceți aminte de acest angajament, de această legătură, chiar și când sunteți separați. Dar eu cred că în mai vă întâlniți unii dintre voi. Dacă nu poate să fie o colaborare la locul de muncă, poate să fie o prietenie. Doi de cupe reprezintă și o colaborare și o prietenie, da? nu neapărat o iubire. Da? Dar eu simt că aici este vorba de o dragoste profundă. Lebedele sunt împreună până la moarte. Știți, simțiți că alături de. Sau persoana aceasta va fi în sufletul vostru până veți muri. E o dragoste foarte profundă. Chiar dacă nu veți fi toată viața împreună, îi veți avea în suflet toată viața, înțelegeți. Știu, nu vă fie treamă când vorbesc despre moarte sau despre. dar este foarte profundă. În iunie. Aveți diavolul. Probabil această dragoste devine obsedantă. Nevoia de a sta împreună. Devine obsedantă această nevoie. Intoxicantă. Probabil persoana este atât de, de, de frumoasă încât vă, vă simțiți ca și vrăjiți de persoana respectivă. Și frumusețea variază de la unii la alții. Trebuie să fie, să fie top model. O vedeți? Sau vă văd ei frumoși și periculoși. Așa simt să vă citesc cărțile. Iunie. Posibil veți dori foarte mult să fiți alături și fizic într-un mod intens care vă va transforma. Da, apare diavolul. Pentru că aveți cărți foarte frumoase. Ar trebui să clarific. Dar. Eu așa simt să vă transmit. Eu o dragoste emoțională atât de profundă încât simțiți că vă, vă sufocați fără ei, vă sufocați în preajma lor, e ceva greu de controlat. Pentru că are și emoții, da? Și pasiune. Și infinitul ăsta, iar am, am vorbit despre o dragoste care va rezista până la sfârșitul vieții voastre pe care o veți simți pentru această persoană până la sfârșitul vieții voastre. 9 de cupe. Iar fericere maximă este similar cu steaua în iulie. Păi, după 2 de cupe, uh, diavolul, am vorbit varianta frumoasă a lui, pentru că este o transformare emoțională, pasională. 9 de cupe. 9 de cupe în iulie, veți simți că v-ați umplut paharele, că nu vă mai trebuie nimic altceva decât această persoană și această relație și această situație. E o stare emoțională de prea plin. Și probabil, probabil, pentru că și cartea mi arată, veți atrage abundența prin această stare. Eu așa simt. Și e mare lucru, Cheute. Ce frumos! Ați făcut eliberările în ianuarie, aveți viziune deja în iulie, simțiți. Pf, de ce, iulie? Aprilie, martie, martie, aprilie, mai, deja vă atrageți acest suflet pereche. În august, 7 de, de spirale. Trebuie să luptați, să fiți stabili, da? Nu mai ieșiți din starea emoțională, luptați pentru stabilitate să vă mențineți acest suflet pereche alături. Sunteți ca o fiară ca să-i țineți aproape. Veți fi. Este o energie maternă și mi-aduc aminte de ursoaica care e extrem de periculoasă pentru cei care se apropie de, de puișorii ei. Probabil că veți sta și veți spândi care se apropie de voi, de sufletul pereche, de relația voastră și îi veți pune la punct. În septembrie, trei de spirale. Trei de spirale. În general, este o persoană care vede viitorul în lucrurile care încă nu s-au arătat. Dacă relația este încă la rădăcină, încă la început, da, vedeți viitorul, simțiți că se poate crea, că puteți sculpta ceva. Simțiți că e o relație spirituală. Că toată această pasiune nu e doar o chestie fizică, e o transformare spirituală. În octombrie, șase de monede. Vă echilibrați, vă dați seama că persoana respectivă, vă echilibrează viața și din punct de vedere financiar. Amândoi aveți noțiunea colaborărilor, trei de monede, amândoi știți să colaborați, amândoi ați trecut prin relații patru, patru rădăcini, patru rădă... e, e număr stabil, ați trecut prin relații și experiența voastră în relații, Experiența lor în relații, Experiența, dorința voastră de a colabora, dorința lor de a colabora, creează acest pom. Această pomă este relația dintre voi. Și este un, nu știu, un steja, este un pom imens care ajunge până la cer. Creșteți, puteți crește în echilibru. În noiembrie, roata norocului. Lucrurile se schimbă în noiembrie. Vedem cum va fi Jupiter, este Jupiter, roata norocului. Lucrurile se schimbă, poate călătoriți, poate aveți niște întâlniri de destin, poate niște evenimente de destin, că e 2020, să nu uităm că vorbim despre 2020. Vă schimbă ceva în viață, dar vă schimbă către bine, către șase de spirale, către victorie. Toate steagurile astea reprezintă victorii în relațiile voastre sentimentale, la locul de muncă, în transformarea voastră spirituală, în eliberarea de, de toxicitate, de contractele care, oamenii care nu v-au oprit, da? Este o, poate, scăpați de toată nevoia asta de a lupta pentru o relație, da? Pentru că începeți în octombrie să puneți bazele, acestei relații echilibrate și se schimbă norocul și atrageți victorii pentru că lângă persoana respectivă da? pe care o veți întâlni, veți atrage victorii. Veți fi victorioși cu ei dar veți atrage da, victorii. Vă aduce noroc cu alte cuvinte simțiți că norocul e în preajmă. Dacă până acum în zau, până în lunile anterioare nu l-ați simțit veți simți că într-adevăr viața voastră s-a schimbat Veți conștientiza, e Jupiter, veți conștientiza de unde ați plecat în ianuarie și unde ați ajuns. În noiembrie, în decembrie, decembrie, victorie. Am zis, steaguri victorioase, toate reprezintă evoluție, da? transformare spirituală, prin colaborări la locul de muncă, prin uh, relație, da? două spirale. Da? Aveți și trei, aveți și doi, aveți și unul. colaborările voastre de zi cu zi, relația cu acest suflet pereche, vă transformă. Victorie. Este grozav. Și pentru voi, numărul 4. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup și aștept comentariile. Numai bine. Ceau!